Altă mărturie. Eram odată în parc cu fratele Adi Lupu și acolo doi bucureșteni, amândoi au stat închiși în pușcărie pentru diferite prostii. Ăștia amândoi bucureșteni, în vârsta de vreo 25-30 de ani, înjurau un copil de 10 ani. Îi spuneau acolo măta, una alta, prostii, știi, foarte urât. Ei, dar cu curaj, știi, și erau musculoși așa la lor, știi? Eu m-am apropiat cu curaj de ei și zic că mă apropii de unul, că altul se dusese mai încolo, zic, văd că ești om tare, ești dur, ești isteț, deci cu putere te folosește diavolul pentru el. De asta când l-am început să-l laud, ești dur, ești isteț de el, zic, cu diavolul te folosești cu putere de el. Și am început să-i spun despre pocăință, uite ce spune Iisus, uite ce spune. Dar el, ca să mă distragă, tamam venea o femeie și era îmbrăcată așa, ca să-i atragă pe toți, știi, pofta să le-o atragă. Și femeia aia mergea așa și foia, așa, dădea din... trecând pe lângă noi, dar el îi spune, el îmi spune mie, uite ce fundă are aia. O, ce fundă are. Dar eu zic că... Te înțeleg când zici că uite, să mă uit la fundul ei, dar vreau să-ți dau o întrebare. Tu știi cu ce se ocupă fundul? Și el a zis, fuzi, ce grețos ești. Eu zic, mai om bun, câți ani are? El mi-a zis, câți ani are? Zic, tu ai ajuns mai la 28-30 de ani. Om care ai trăit în capitala României, București. Ai ajuns în Anglia, zici că ai de muncă, lucrezi. Ai ajuns să vezi un fund, știind cu ce se ocupă, și să te bucuri de el, de fundul ăla care... Spune, tu nu ți-e rușine, ți-ai... Ai văzut un fund și te-ai bucurat. Tu, la vârsta ta, nu ți-e rușine. Și el așa s-a rușinat, să zici, chiar... Eu zic, ia uite, mai este acolo, uite o ureche. Zic, fundul e organ, uite, uite și o ureche acolo. Uite un nas, trece o băbuț cu un nas, așa, zic, uite un nas. Zic, hai și ne-am bucurat, am văzut un nas, am văzut un fund. Mare lucru. Și zic, ascultă, nu mai îmblac cu paiele în cap. Ia Noul Testament, Adi i-a dat un Nou Testament. Ia Noul Testament de aici. Și vin la casa Domnului, vin la adunare. Și băiatul a zis, mai mă predau, recunosc că îs în întuneric. Și am și o nevoie de Iisus. Noi cu Adi Lupu l-am lăsat după asta, am dat Biblia și am venit mai departe la studiu biblic.